O adolescentă de 16 ani a fost dusă de urgență la Spitalul Județean din Galați după ce a fost agresată de un cioban din localitatea Băleni. Însărcinată în 5 luni, fata a acuzat dureri lombare și a fost supusă mai multor investigații amănunțite. Polițiștii gălățeni fac verificări în acest sens, iar dacă adolescenta va depune plângere împotriva agresorului, oamenii legii vor deschide dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe. Serviciul nostru a fost solicitat să intervină pe raza comunei Băleni, unde o femeie de 16 ani, care era însărcinată în luna a 5-a, a suferit o agresiune. La fața locului, echipajul a constatat că, într-adevăr, pe lângă sarcina de 5 luni, femeia era tânără, avea și un traumatism lombar. După ce i s-au acordat primele îngrijiri, a fost transportat la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, după care mai departe la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei, având în vedere și riscurile asupra sarcinii, pentru diagnostic și tratament de specialitate.